Prima etapă de vaccinare anticovid a luat sfârșit în Mehedinți. Imunizarea însă continuă. Până în acest moment, 1263 de mehedințeni au primit noul vaccin. Teoretic, etapa întâi de vaccinare trebuia finalizată până în data de 15 ianuarie, când tot teoretic ar trebui dat startul vaccinării populației incluse în a doua etapă de imunizare împotriva noului coronavirus. Practic însă, vaccinarea cadrelor medicale s-a încheiat în data de 13 ianuarie. În județul Mehedinți, campania de vaccinare împotriva COVID-19 a început în data de 4 ianuarie 2021. Totodată, în ultimele 24 de ore au fost imunizate 24 de persoane la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin. De la începutul pandemiei și până în prezent, 5304 mehedințeni au fost confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 706 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 261 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice, 88 persoane sunt internate. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 23 de persoane. De la începutul epidemiei, în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 5304 persoane și 204 persoane au decedat. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 1,08.